Bine v-am regăsit! Discutăm astăzi despre relații internaționale și programul Erasmus Plus la Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad cu invitatele mele, conferențiar universitar, doctor, directorul Departamentului de Relații Internaționale, doamna Antonela Naș. Bine ați revenit! Bine ați revenit! Și o avem alături de noi pe Dariana Savici, care este coordonator instituțional Erasmus Plus. Dariana, bine ai venit! Bine v-am regăsit! Mulțumim pentru invitație! Doamna director, începem cu dumneavoastră și vreau să vă întreb despre apropiatul eveniment în sfera relațiilor internaționale. Da, este vorba de săptămâna internațională Erasmus Plus, pe care o organizam în perioada 20-24 mai, exact cu o săptămână înainte de zilele academice arădene. De data aceasta am ales o temă privind cultura, diversitatea în cultură, obiceiurile, tradițiile diverselor popoare, tocmai având în vedere contextul geopolitic actual, și am ales o temă care de fapt unește și nu dezbină. Știm că trăim o perioadă destul de grea, cu războaie, cu conflicte, și de aceea am ales o temă care să unească, și aceasta este cultura. Legat de programul acestui eveniment, vom începe cu o vizită la grădina botanică Macea, pentru că suntem o universitate care avem un astfel de parc botanic, care cred că sunt puține universități în România care au o grădină botanică, nici nu știu dacă există, și merită văzută de oaspeții de peste hotare. De asemenea, tot în prima zi vom face un tour al orașului Arad, pentru că ei vor sta în Arad probabil 4-5 zile fiecare, și atunci cred că este foarte bine să cunoască și Aradul, obiectivele turistice, obiectivele culturale, și vom vizita și muzeul și filarmonica și teatrul și bisericile, tot ce se poate vizita în orașul nostru frumos. Următoarea zi este dedicată conferințelor și vom începe cu o deschidere festivă. Bineînțeles, oaspezii vor fi întâmpinați de doamna rector, profesor universitar dr. Coraria Adina Cotoraci, și bineînțeles de colegii noștri decani, directori de departamente și chiar studenți. Vom avea și câteva prezentări interesante. Prima dintre ele va fi susținută de doamna director Ruxandra Stroie de la Federația Europeană pentru Educație. Este un partener foarte vechi de al nostru, de care probabil ați mai auzit, și datorită faptului că universitatea noastră deține vicepreședinția acestui organism internațional. Și a ales o temă, tot așa, privind diversitatea culturală și competențele cetățenești, care pentru noi probabil este un concept destul de nou, dar tocmai de aceea considerăm că această temă va fi deosebit de importantă și de frumoasă pentru noi și interesantă. Urmează prezentările universităților. Fiecare dintre participanți a fost rugat să aducă o prezentare PowerPoint sau un video prin care să cunoaștem fiecare universitate participantă, și bineînțeles vom avea un invitat din partea Agenției Naționale Erasmus pentru a ne aduce la cunoștință noutățile privind acest program. Și în acest an, ca și în anii anteriori, vom face o excursie în următoarea zi să vedem și frumusețile județului Arad, numai a municipiului Arad. Vom vizita Mănăstirea Maria Radna, castelul de la Săvârșin. Am descoperit anul trecut câteva localități pitorești, tradiționale, extraordinar de frumoase, Pietrișul și Roșia Nouă, cred că se numește. Și vrem și de data aceasta să-i ducem pe participanții noștri, pentru că reacțiile de anul trecut au fost extraordinare și cred că merită, și probabil mulți vin din țări în care nu au astfel de tradiții conservate, păstrate, și atunci cred că este un loc foarte frumos de vizitat. Iar în următoarea zi va fi de asemenea dedicată conferințelor. În prima parte vom avea un invitat, o personalitate din domeniul relațiilor internaționale de la București. Deocamdată nu dăm numele, va fi o surpriză, pentru că urmează să ne dea confirmarea finală.
dar este într-adevăr o personalitate recunoscută la nivel național și internațional, iar în după masa aceleiași zile vom avea o masă rotundă, un fel de masă rotundă, de asemenea mi se pare foarte interesantă, i-am spus knowing us, adică să ne cunoaștem prin expresia culturală a fiecărei țări participante de data aceasta și fiecare invitat să vină cu ceva, cu un colțișor din țara lui, fie că este vorba de tradiții, artă, știu, muzică, legat de partea culinară, dar să aducă ceva sau să prezinte ceva specific țărilor și, bineînțeles, și noi vom prezenta partea noastră de folclor. Probabil vom aduce una, două perechi de dansatori să încântăm pe oaspeții noștri. Iar în următoarea zi vor începe zilele academice și cu toții vom participa la deschiderea festivă, iar cei care sunt cadre didactice și la celelalte secțiuni de specialitate în funcție de domeniile dumnealor. Cam asta este așa în mare, deși am spus destul de multe detalii, dar cu siguranță vor fi mult mai multe activități. Care va fi locul de desfășurare a conferințelor? În primul rând, o parte dintre ele se vor desfășura în centru, în aula din centru, iar o altă parte în campus, pentru că dorim să-i ducem pe invitații noștri să viziteze și campusul, institutul de cercetare și tot ceea ce avem, infrastructura și tot ceea ce avem noi în campus. Care este exact perioada de desfășurare? 20-25 mai. 20-25 mai. Dariana, cine sunt participanții la acest eveniment internațional, International Staff Week? Suntem deja la a treia ediție. Considerăm că devine o tradiție a Universității de Vest Vasile Goldiș acest Erasmus Plus International Staff Week și ne bucurăm că de fiecare dată avem invitați diverși din foarte multe țări, unii parteneri deja de tradiție ai universității noastre, alții mai noi veniți prin programul Erasmus în această colaborare cu universitatea noastră. Iar invitații din acest an vor veni din țări precum Slovacia, Turcia, Uzbekistan, Kazahstan, Egipt, Mexic, Iordania, Republica Moldova, Ungaria și multe, multe altele. Ne bucurăm de aceste parteneriate frumoase și că avem încrederea partenerilor noștri instituționali pe palierul Erasmus și nu numai. Iată o diversitate și un număr important de invitați din atât de multe țări. Dariana, cum se desfășoară activitatea Erasmus Plus? De când nu ne-am văzut noi? De un an? De un an. Ce s-a mai întâmplat între timp? Programul Erasmus Plus crește. Ne bucurăm de o creștere frumoasă a programului în cadrul universității noastre. Iar cu această ocazie mulțumim pentru tot sprijinul și pentru toată încrederea acordată în desfășurarea și în implementarea programului conducerii universității și în special doamnei rector. Mobilitățile cresc de la an la an, atât cele de cadre didactice și personal auxiliar administrativ, cât și mobilitățile studențești, fie de studiu, fie de practică. Recent am încheiat procesul de selecție pentru facultățile universității noastre și ne-am bucurat de un număr de peste 200 de studenți care au aplicat fie pentru mobilitățile studențești, fie pentru mobilitățile de practică. De aceea spun că în fiecare an creștem puțin, dar frumos și ne bucurăm că acest program este implementat în cadrul universității noastre, iată, de mai bine de 15 ani. Dacă doriți să completați. Da, aș vrea să menționez faptul că pe lângă studenți și cadrele didactice au această oportunitate și ne bucurăm că din ce în ce mai multe cadre didactice realizează cât este de important să vadă și să schimbe experiențe cu colegi de-ai lor din străinătate, din toată lumea, pentru că, așa cum a spus și Dariana, avem, cred că, în jur de 80-90 de acorduri de colaborare. Chiar în jur de 100 deja. Chiar în jur de 100, da. Deci avem unde să mergem și avem de unde să primim și de aceea ne bucurăm de fiecare dată când avem invitați prin Erasmus, deci vizite Erasmus din, nici nu ne gândim câteodată din ce colțuri ale lumii și chiar studenții sunt cei care caută să vină la noi, ceea ce este
zic eu, un impact pozitiv pentru universitatea noastră. Ceea ce aș mai vrea să spun este legat de faptul că recent un student de-al nostru de la specializarea informatică a fost acceptat de Universitatea din Novi Sad, tot un partener de-al nostru și instituțional și Erasmus, de a participa într-un program care se numește Blended Intensive Program, da, deci BIP, și care sunt programe specializate pe un anumit domeniu. De data aceasta, programul se desfășoară în domeniul Internet of Things, adică internetul obiectelor, nu sună traducerea foarte bine în limba română, dar asta este, și printarea 3D. Sunt domenii foarte moderne ale informaticii, cu siguranță că ați auzit de ele, și de aceea ne-am bucurat că a fost o competiție și ne-am bucurat că studentul nostru participă exact, cred, în aceeași perioadă în care se desfășoară și International Staff Week, va participa la Novi Sad și va reprezenta universitatea noastră. Programul Erasmus, după cum știm cu toții, este un deschizător de drumuri, adică oricare participant în acest program, cadru didactic, personal administrativ sau student, este un ambasador al universității de la care pleacă, atât din partea noastră, cât și din partea partenerilor noștri, și este un element cheie în dezvoltarea colaborărilor, cum a spus doamna Naji, pe diverse proiecte, nu neapărat pe cele strict legate de mobilități, dar și pe capacity building, dezvoltarea capacităților, dezvoltarea abilităților, dar și proiecte de cercetare, unde, după cum bine știm, universitatea noastră are deja un background foarte, foarte bine stabilit în acest domeniu. Nu vreau să trec la următorul subiect fără să zăbovim puțin la mobilități. Am avut bucuria să iam pe câțiva studenți în emisiunile anterioare și pe fiecare l-am întrebat cam unde ar vrea să plece, dacă a fost în mobilități și așa mai departe, și am văzut cum le sclipeau ochii și cât de important e pentru ei să aibă posibilitatea aceasta a mobilităților. Este o oportunitate fantastică, pentru că nu foarte des ți se oferă atât de simplu, aș putea să spun, ca și tânăr, viitor profesionist, să ai posibilitatea de a merge într-o altă țară, da, peste hotare, să prinzi din experiența profesioniștilor de la universitatea respectivă sau din centrele diverse la care studenții noștri își efectuează mobilitățile de practică, și să te pregătești ușor-ușor pentru ce va urma după absolvirea studiilor universitare. Este o oportunitate pe care, sau asupra căreia, îi încurajez tot timpul pe studenți să se aplece și să o ia în calcul foarte, foarte serios, pentru că este strict în beneficiul lor și în beneficiul viitorului lor din punct de vedere al carierei și al dezvoltării profesionale. Ei trebuie să cunoască limba din țara respectivă sau cu engleza se descurcă? Se descurcă și cu limba engleză, bineînțeles, având în vedere că este o limbă de circulație internațională. Marea majoritate a studenților noștri sunt deja bilingvi sau trilingvi, vorbesc diverse limbi străine, de la franceză, italiană, arabă, engleză și așa mai departe, astfel încât le vine destul de ușor să se descurce într-un mediu internațional. Noi oricum, prin programul Erasmus, le oferim posibilitatea unei testări lingvistice gratuite prin platforma European Academy, fosta platformă OLS, cum îi spunem noi, sunt niște termeni tehnici, nu vreau să intru foarte mult în aceste detalii, însă au tot sprijinul din partea noastră, atât din partea biroului, cât și din partea celorlalte departamente ale universității, cum ar fi Centrul de Testare Lingvistică British Language Center, cât și din partea cadrelor noastre didactice de la Facultatea de Limbi Moderne Aplicate. Însă, cu limba engleză, marea majoritate dintre ei se descurcă extrem de bine, iar acesta reprezintă un avantaj pentru a putea fi acceptați la o practică sau la o mobilitate de studiu prin programul Erasmus+. De foarte multe ori, în urma acestor vizite, să le spunem, mobilități Erasmus, s-au născut nu numai proiecte, dar și diverse publicații, activități de cercetare. Deci
practic, în momentul în care faci o vizită într-o universitate din străinătate, nu poți să nu pleci cu ceva de acolo. Și acest lucru cred că este foarte, foarte important și pentru universitatea noastră și pentru parteneri. Recent am fost și în China și tot așa am învățat anumite tehnologii, am văzut cum lucrează ei, deci nu numai noi, toți care merg în acest program și fac parte din acest program, cred că își doresc să meargă în continuare. Categoric. Este fascinant să poți să vezi cum se lucrează, cum se studiază în alte țări. Spuneam că vreau să ne oprim și la un alt subiect legat de zilele academice. Este evenimentul central în jurul căruia gravitează toată lumea și cum îl vedeți voi? Noi deja vedem ca o tradiție, în primul rând, pentru că este a 34-a ediție, nu-mi vine să cred, Ariana nu are anii ăștia. Încă nu. Deci putem să spunem că este un eveniment de tradiție de care ne bucurăm. Odată ne bucurăm, este un fel de sărbătoare a universității noastre, în primul rând, pentru că este un bilanț al activității noastre din fiecare an, un bilanț academic, științific. Iar în al doilea rând ne bucurăm alături de cei care participă. De multe ori avem personalități care vin, ne bucurăm de cadre didactice sau știu eu, rectori, ambasadori, tot felul de invitați care sunt alături de noi și acest lucru ne bucură deosebit. Sigur, doamna rector probabil și conducerea universității vor prezenta în detalii mai multe acest eveniment, dar este un eveniment internațional de care noi ne bucurăm în fiecare an. Și sperăm ca și prin contribuția noastră să iasă un eveniment reușit. De fapt, sunt convinsă de acest lucru. De fiecare an, pentru că eu sunt mai veche în această universitate, am văzut o îmbunătățire a modului de organizare, a ceea ce se întâmplă și acest lucru mă bucură foarte mult. De la an la an pot să spun că am crescut și nu numai în cadrul acestui eveniment, dar și ca universitate. Unde se desfășoară și în ce perioadă? Vreau să specificăm clar zilele academice. Deschiderea va avea vineri, va avea loc vineri și de obicei dimineața este deschiderea festivă, iar după masă sunt secțiunile, iar sâmbătă secțiunile studențești. La Castelul Macea se desfășoară în fiecare an secțiunile studențești. Acestea vor fi în data de 25 mai anul acesta, unde fiecare facultate are alocată o sală unde toți studenții care au contribuit la zilele academice cu lucrări științifice de cercetare pot să și le prezinte în fața cadrelor lor didactice și a colegilor, astfel încât să se familiarizeze puțin și cu ceea ce înseamnă prezentarea unei lucrări științifice, pentru că pentru marea majoritate dintre ei va urma susținerea tezei de licență și acest lucru considerăm că este un exercițiu extrem de bun pentru a-și exersa puțin vorbitul în public și prezentarea unei lucrări de asemenea manieră. Categoric așa este. E o mare contribuție pentru că tot vorbim de relații internaționale, va fi și cea a studenților români alături de studenții români. Da, pe care îi coptăm în toate activitățile noastre. Probabil, nu știu dacă ați întâlnit, avem și un bursier Fulbright la noi aici în Arad și el va participa la toate aceste evenimente, deci încercăm cumva pe toate căile să internaționalizăm activitățile noastre. Cred că acest proces de internaționalizare, iată, inițiat și pus în prim plan de doamna rector, profesor universitar, doctor abilitat Coralia Dina Cotoraci, ajută și la atragerea studenților străini. Știm că universitatea are un număr important de studenți străini și s-a remarcat prin acest lucru. Așadar, iată o serie de acțiuni menite să creeze o emulație și o dorință de a veni. Da, așa este și noi observăm și studenți străini, deci aproximativ un sfert din studenții noștri sunt studenți străini veniți din multe țări ale lumii și am observat că acest lucru are un impact pozitiv. Eu mă uit și din punctul de vedere nu numai al activităților didactice, dar și a celor multiculturale. Adică în momentul în care într-o comunitate există mai multe nații, să spunem așa,
studenți din diverse țări, automat se realizează așa o conexiune între ei și atunci eu văd acest fapt pozitiv pentru studenții noștri, pentru că se familiarizează cumva cu obiceiurile, cu tradițiilor, cu prieteniile lor și atunci oriunde s-ar duce în lume se vor adapta mult mai ușor, pentru că știți cum este, viața îi duce, poate că îi duce în România, poate îi duce în străinătate, nu se știe unde vor ajunge și cred că este un atu în plus pentru ei faptul că au colegi internaționali. Sigur, impactul sunt convinsă că se vede nu numai în universitatea noastră, se vede și în orașul nostru și noi întotdeauna am fost Aradu un oraș multicultural și acum cu atât mai mult. Se vede din mai multe componente, categoric multiculturalitatea, da? Dacă este o componentă de tradiție deja da, orașului nostru de la începuturi. Deci o punem pe primul plan, dar ei au și un aport economic, să nu uităm și de acest lucru. Iată, vin în orașul nostru, închiriază locuințe, consumă, în sensul în care le stau la dispoziție restaurantele, magazinele, deci sunt într-un proces economic care ajută până la urmă comunitatea. Ne apropiem de finalul emisiunii, dar nu vă las să plecați încă, pentru că mă interesează relațiile parteneriale. Este, cred, o componentă foarte importantă și de viitor până la urmă vorbim de relații pe care le stabilim pe unele, altele le continuăm, altele sunt deja tradiție. Da, exact, exact așa este. Noi am încercat ca relațiile și parteneriatele pe care le avem să fie unele funcționale. Este foarte simplu să facem parteneriate pe hârtie, dar am trecut de mult de această fază și de aceea încercăm să ne axăm pe universități și pe țări cu care putem cu siguranță colabora. Evident, noi acum avem în jur de 70 de parteneriate instituționale, generale, deci nu Erasmus, cu universități, începând cu vecinii noștri, Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina, Republica Moldova, i-am luat așa prima dată pe vecini, dar bineînțeles și cu Germania, Franța, Italia, Egipt, Tunisia, Statele Unite, deci avem chiar și din Africa, mai avem țări, deci sunt foarte mult China, nu trebuie să uităm nici China. Sunt foarte multe țări și din fiecare parteneriat eu cred că avem ceva de învățat. Activitățile pe care le desfășurăm în cadrul acestor parteneriate pe lângă mobilități, în proiectele comune de cercetare, mă bucur foarte mult când reușim să realizăm publicații comune, conferințe comune, mai ales acum de când ne-am obișnuit în urma pandemiei cu aceste conferințe online, este mult mai simplu să organizăm astfel de conferințe și probabil ați văzut pe paginile noastre de socializare, în permanență avem invitați din străinătate și care au aceste prezentări, cursuri în cadrul parteneriatelor noastre. Evident că dorim să ne extindem și mai mult, dar așa cum am spus, cumva într-un fel selectiv. Nu este întotdeauna foarte ușor, că totuși România este o țară mică, poate că necunoscută de alții, unii își doresc parteneri foarte puternici, dar încet și cu perseverență am reușit să atragem și universități foarte mari din lume care odată ce ne-au vizitat și au venit și ne-au cunoscut și-au schimbat părerea și atunci noi încercăm cumva să-i atragem, să fim mai apropiați, să ne viziteze, să vadă ce putem face, să-i cunoască pe colegii noștri, să vadă cum este managementul nostru și atunci de cele mai multe ori, chiar dacă unii să zicem că au venit să spunem cumva cu nasul pe sus sau cu percepții negative, și-au schimbat și ne-am bucurat de fiecare dată când ei au fost cei care au revenit cu plăcere la noi și practic noi încercăm ca aceste parteneriate, așa cum am spus, să fie corecte în primul rând și să fie în beneficiu ambelor părți. Dariana, pe partea de Erasmus Plus, parteneriate. Iată, de 7 ani de când am preluat biroul Erasmus Plus al Universității de Vest Vasile Goldiș, ne bucurăm de o creștere a acestor parteneriate.
am preluat biroul cu un număr frumos de parteneriate, însă în toți acești ani am reușit să îl dublăm, poate și mai bine de atât, și să colaborăm cu universități de prestigiu de peste tot, de pe acest glob. Cea mai recentă realizare, aș putea să-i spun, în materie de parteneriate o reprezintă cea cu Universidad Nacional Autonoma de México, care este cea mai mare și cea mai puternică universitate din Mexic, și din partea căreia ne vom bucura de prezența unui participant la International Staff Week, pe care îl organizăm și anul acesta. Și la fel cum a spus și doamna Naji, ne dorim parteneriate funcționale, pe care să nu le avem doar pe hârtie. Toate conferințele, toate evenimentele internaționale la care noi participăm duc înspre crearea acestor parteneriate, iar cu partenerii reușim să facem tot felul de schimburi de studenți, de cadre didactice, de staff academic, de idei, de idei de cercetare, de ce nu, de publicații comune și așa mai departe. Deci, inclusiv prin programul Erasmus Plus, reușim să dezvoltăm tot ce ține de partea de internaționalizare și să venim să încununăm cum ar veni munca universității pe toate palierele. Foarte frumos și vă doresc mult succes în continuare. Aveți acolo proiecte importante la care să munciți. Și să ne aduceți vești bune și pe aceste domenii, relații internaționale, respectiv Erasmus+. Mulțumim. Dragi telespectatori, vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Rămâneți în continuare alături de televiziunea Arad.